Bună ziua! Domnul consilier, așa cum a fost convocat în poziția 54 din 1821 din continuarea Consiliului de Prezență. Rezultă că suntem 13 consilieri prezenți din timp 13 funcție. Fiind întrunit astfel formul prevăzut de articolul 139 și 134 al 3 litera din 1957-2019, codul administrativ, în cald de potențință, vă rog să-mi permite să vă prezint ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi. La articolul 1 avem aprobarea procesului de la ședinței ordinare din 25.6.2020. La articolul 2 avem proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venit în sfârșitul 2020. Inițiator Antonie Maxepet. La articolul 3 avem proiect de hotărâre privind aprobarea recontării contravalorii călătorii prin mijloace de transport ale personalului didactic și didactic al de la școala Scorțeni. Deci, o parte sunt inițiate de domnul primar Antonie Ghițe de Bucur. Articolul 4 al numărului de vădere de mânzare a terenului de unui nimic pentru domnul Mănasă Eduard Ionel. Articolul 5 proiect de vădere prin aprobare vânzării terenului de stadion inventat cu toate datele din cadastru pentru domnul Stamate Paul. La articolul 5, avem proiect de hotărâre prin aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1000 m² pentru Avram Neculae. La articolul 7, avem proiect de hotărâre prin acordarea vânzării terenului în suprafață de 1000 m² în favoarea proprietarului construcției domnul Senat Păstea. La articolul 8, avem proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1000 m² case de case de atât de domnul Popa Costea. La articolul numărul 9 avem diverse întrebări, integrări, vorbări și care se mai ajută în tot local. Doamna președintă, supunem la votul de mea de zi. Cine este pentru? 33. Domnul consilier. Cu o suplimentare pe ordinea de zi, a apărut la al șaselea lot care a fost aprobat anterior, dar nu avea cartea funciară, măsurătoarea și întabularea, și pentru Parascanul Ioana Mădălina. Contractul inițial fiind pe un alt... Stamatapte fiind în notariat, vânzare legală, rezolvată toată treaba. Inițial, deci noi am aprobat în ședința trecută toate cele șase loturi. Pe ordinea de zi apar 5, cu suplimentare și al 6-lea, că până în această dimineață a reușit să se perfecteze și cartea funciară. Să punem și suplimentarea aceasta, al 6-lea lor. Este acord, da? Bun. Să trecem la primul articol, aprobarea procesului verbal din ședința Consiliului Local din data de 25.6.2021. Aveți ceva de adăugat? Nemulțumiri? Nu? Supunem la vot? Am o întrebare. Văd că domnul primar nu este. Vreau să știu, doamna vice, aveți ordin de prefect? V-a încredințat sarcinile, deci astăzi sunteți doamna primar a comunei. Ca să știm cui ne adresăm, cu întrebările și cum. Mulțumesc! Da. Altceva? Deci spun la vot procesul verbal din ședința ordinară. Cine este pentru? 13. Al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 cu suma de 99.000 de lei, parcă. Da. Întrebări? Zafirescu? Altcineva? Fondul? Mai se circă? Hai să vedem. În măsura în care vine da. Bun de la replică. Da. Zafirescu. Doamna vice, cred că știți dumneavoastră, sigur. Suma de 99.000 este destinată
Doamna contabil vă poate spune. Da. Da, deci prin hotărârea de guvern 778 din luna iulie 2021 pentru Comuna Scorțeni s-a aprobat alocat suma de 99.000 din fondul de intervenție al guvernului, bani ce sunt prevăzuți cu destinație specială pentru refacere drumuri. În urma calamităților a fost comisie în teren de la Bacău. Vă pot spune și cam ce suprafață de... Deci au fost dați pentru refacere 6,5 km drum comunal sat Bogdănești, refacere 4,5 km drum comunal sat Grigoreni, refacere 0,5 km drum sătesc sat Grigoreni, refacere 6,5 km drum comunal sat Scorțeni și refacere 1,5 km drum sătesc sat Florești. Deci în hotărârea de guvern este prevăzut și suprafața, drumurile, exact, nu, drumurile, dar ca dimensiune. Da. Exact. Unde s-a reconstruat comisia că acolo este necesar remedierea. Da, da. Drumurile stricate, în urma calamităților. Da, cam asta o să vă întreb. Domnul Adolf? Da. Ce vreau să completez și eu, că a atins Mihăiuță punctul. Se va ține cont de lucrările care se fac pe aceste sectoare. Cum am văzut data trecută când am primit 15 miliarde și a fost urmă scandalul ăla, că tot am încercat să facem peste tot și nu, la urmă nu le-a convenit consilierilor că au dispărut bani. Doamna primar, dumneavoastră mă adresează acum. Știți ceva de alte lucrări sau aceste, acele drumuri prinse? Nu, nu știu nimic de alte lucrări. Eu acum, cât a fost domnul primar în concediu. Nu, vreau să zic că este... Am făcut la Șerteni, am dus balastul, pământ și ce-a trebuit acolo la, la câteva familii care au cerut. Și cam atât. Deocamdată, dacă nu s-au primit banii, astea, dacă sunt cu dedicație specială, trebuie făcute cu dedicația lor, care sunt. Unde au constatat comisia, acolo trebuie băgați, nu? În ce constă suma asta? Aducerea unei firme sau... Deocamdată nu știu. Să vină domnul primar, nu știu ce. Să aduce pe o firmă. Sau și mai, da. Deci, o să ia piatră, cum s-a luat și până acum, și cred că o să facă cu utilajele din dotarea instituției. Este Boldo, este Iveco, personal este, cred. Da, dacă contactează o firmă, cheltuielile se ridică și din 99.000, nu știu ce o să facă toată comuna. Poate și de mult la fel, din 15-16 miliarde. Cu utilajele noastre... O firmă deja 60 ceva la sută sau de vreau să aduc eu o completare. Spre exemplu, dimineața asta m-a sunat domnul Tovan de la Florești. A zis că drumul e spart pe acolo, prin zona, ulița voastră de acolo. I-am spus că noi ne-am cărat piatră de aia mărunțică. Acum că trebuie piatră mai mare. Problema este că aia dacă nu se leagă cu ceva, oricum când vin mașini și când umblă, sunt prăștii și cheltuim degeaba. Cheltuim degeaba banii. Plombarea acelor plombare. Ar trebui plombare cu puțin balast, cu puțin asfalt, cu ceva. Ar trebui să închiriem un compactor ceva. Degeaba să pune piatră și... Dacă nu o tasez. Degeaba pune și piatră. Acolo este ulița lor. Deci ulița care mi-a dat telefon astăzi este asfalt. Găurile s-au format în asfalt. Dacă pui piatră mare, mă rog, întâlnit sip ce-i pune, cred câteva mașini oricum sunt prăști. Duci degeaba și pierde la doamna de comandă. Trebuie ceva plombat cu asfalt, vorbim, nu știu. Ce trebuie cum să hotărăști. Oricum ar fi, cred că pe drumul din Grigoreni va fi necesar un autovreder ca să mai îndrepte din piatra, din șanțul de care l-a lăsat, că nu e suficientă doar piatra. Cred că va fi și închiriere, de închiriere de utilaje, mine zic. Da, că e trebuie făcut ceva, că nu se poate. Nu este asfaltă de acoperit de găuri, cu plodul. Una se închiriere din vrede o zi, două. Dar dacă nu vrea să vă fi prins acum, de comisie, nu poți să faci. Ideea este, dacă aprobăm
Acum, oricum trebuie să facem de aprobată rezificarea pe banii. Banii oricum sunt intrați. Intrați și asta. Nu vreau să aud după vreo lună, două, trei, și cei din comisia de recepție și asta să fim acuzați că s-au făcut lucrări de mântuială. Nu mă deranjează chestia asta. Cred că toată lumea este conștientă că la o ploaie mai serioasă, oricât de piatra ai pune pe drum, ea tot se spală. Știu ce am pățit ora trecută, când mi se dădea că poate n-am fi făcut lucrările, că nu-i bun drumul, toate drumurile nu-s bune, toate... Unde este vorba și de așa legat? Vreau să țineți cum să participați la aceste lucrări și dumneavoastră și domnul primar să participați la aceste lucrări, să se facă exact treaba ca lumea. Cât? Cu suma care o avem. Să facă șanțele, pentru că dacă nu sunt făcute șanțele, apa o ia pe drum. Și ce mai sunt un ideal? Poți să pui un comentariu. Eu cred că dacă domnii de la comisia care ne-au... Știu că suma la început era vehiculată de pe 3 miliarde și ceva. Cum de a ajuns acum la... A fost un proiect de hotărâre, deci a fost o propunere când s-a spus de 3 miliarde. Că pe miliarde să facem și șanțuri, și firmă, și asta nu știu dacă acoperim... Să o luăm metodică, înseamnă că trebuie șanțele făcute și după aceea... Șanțele să le facem cu utilajele noastre, exact. Iar drumurile după care să intervenim cu autogreder, cu compactor, cu piatră în spartă... Păi, să-ți dau un exemplu. Am trimis avertisment de la cei care nu și-au făcut șanțele, chiar la șoseaua principală la venit, nimeni nu și-a făcut șanțele. Amenda e foarte mică, e doar undeva. Nimeni absolut, din câteva familii bune, nimeni, ce-i de făcut aici? Doamna, ce-i de făcut? Aplicați amende. Da, e un milion amenda, 100 de lei amenda. Ia să vedem de cum vreau, da, nici nu-i doare capul. Nimeni, deci de două luni de zile din iunie, am pus avertisment doar de biștie. Degeaba, nimeni nu a făcut șansă, nimeni, absolut nimeni. Nu știu, amenziile așa ne-am găsit. În ce cază legislativ poate să se poate da amenda? Există proprietatea omului se termină când se termină și gata. Nu e adevărat, este adevărat. Deci de la 2 metri de la drumul acolo este a drumurilor publice. Restul e a omului. Da, amenda drumurilor publice care nu intervine pe raza comunii scoțeni de loc. Nu nici în ultimaș. La mașinerii intervine, la ardemani intervine, la mâine și la tău. Poftim? Vrei să vină la să scurăți podul tău? Nu mă pot, nu vorbesc, vorbesc. Asta să fie podat și pot și șanț la rindă, vrei să nu ceam la drumul să facă o pasă ori sau un metru? Eu vorbesc de curățat de posibil. Mai fiat, îi lăsim, îi lăsim din păcuna degeaba. Dar iar din trecem la Ionuț Cică. Da, ca să aduc și eu o completare la ceea ce ați discutat despre drumul. Atâta timp noi contraducem de două, trei ori autogrederile respective, eu v-am zis-o nu știu de câte ori. Atâta timp noi cât îl aducem de două, trei ori pe an și nu facem altceva decât să săpăm drumul în jos, să lăsăm borduri de 30 cm pe margine între drum și șanț, drumul acela puteți să-l considerați ca un șanț. Apa va veni, va curge pe el și va spune în continuare, va face șanțul în continuare. Ori îi așteptați porțiunile respective până la șanț, nu mai lăsăm borduri. Ce înseamnă? Drumul e aici și borduri aici. Tot băgăm autogrenele, tot băgăm și rămâne așa, ca o... Îl facem albine. Ca o bordură exact betonată. Îl facem albine. Și dați-i o înclinație. Autogrenele are lama respectivă, înclină cum vrea. Nu lăsăm drumul drept. Unde ați văzut dumneavoastră asfalt sau orice, drept. Ori din mijloc e lăsat un pic, ori lăsat spre stânga sau spre dreapta. Așa niciodată nu o să facem nimic. O să plătim autogrederi de 3-4 ori, prașchetează drumul, îl tot adâncește, tot adâncește. Mergeți prin localități și vedeți cum sunt bordurile pe margine. Bordurile respective, dacă tot vine utilat, ce trebuie să fac cu omul, să sărbi cu târnacom? Dați până în marginea șanțului. Și atunci apa se vă duce și dați-i înclinați. Asta una peste altă, eu nu v-am spus, deci doamna primar, domnul primar, trebuie să participă la lucrările alea, nu că trece la autogrenă, cum am văzut, a trecut și s-a trecut. Deci s-a trecut oameni acolo, eu nu vă convine dumneavoastră, înseamnă că nu este bun. Dacă vă convine și sunt probleme, iar înseamnă că... Deci ce s-a explicat dumneavoastră? Când se începe o lucrare, discuția primarului, primarului, zic, ce trebuie făcut?
să fac, eu știu, îndreptat. E, acolo trebuie bine scris, bine discutat, nu? Cine intră în lucrarea respectivă? Rașcheta cu autopedie până în șanț, da? Nu lăsa bordură de 30 și înaltă de 20, da? Și dacă plinați, nu trebuie să stai neapărat ca plor. Tot dacă la drumul, dacă la sfârșit, când a terminat lucrarea, te-ai dus și ai văzut bordurile în continuare, eu las să faci am drumul respectiv și tot, dar noi punem balata. Da, el rașchetează, punem balata. Respectiv, merge pe teren și trebuie să constate. Trebuie dat înclinații la drum. Nu lăsate drumurile drepte și exact ca într-un șanț. Mărgini, zici că e bordurile de la... Sau încercați altă firmă, dacă ăia nu era lucrat, încercați altă firmă și nu trebuie, doamnă, încerca, pentru că tu la recepția, cine face recepția lucrării, la sfârșit vezi, băi, de ce ai lăsat marginea șanț? Eu de, la ce am vrut? Ce am discutat cu tine? Nu trebuie neapărat să stai pe capul lor. Odată ce ai discutat la început, așa trebuie să facă. Nu faci în plan, dacă... Acasă la fiecare, dacă vine cineva și are nevoie să-i facă într-un fel. Și după aia, la sfârșit, nu face cum trebuie. Așa o lasă? Noi așa o lăsăm în continuare? Lăsăm drumul ca un șans? Bine, altul trebuie să mai zic. Da. Da, mai trebuie să de acolo și oamenii conștienți de casă. După ce trece grederul, ia... Pământul și el își face iarăși pe margină, îl pune pe marginea șanțului. Cam observat. Pe marginea șanțului fac cei care sunt de șanțurile și balatul respectiv. Nu facem noi datoria de consiliere pe sectorul pe care le avem și asta. În exterior, mai mult în exterior, cum se vede. Plus că sunt o grămadă de discuții, de ce trece, de ce vine la aproape de șanță, de ce deci, eu cu grederul ăsta, suntem, lasă-mă puțin. Deci eu cu grederul care a fost data trecută, a fost aproape peste tot cu el. Ieșeau oameni la poartă, că mie nu-mi pune, mie nu-mi dă, că mie mi-a dat un șanț, că mie îmi pune așa, mie sunt inalți, nimeni nu-i mulțumit. Eu am fost personal, mai ales am înspărțat și am fost și pe Grigore. Deci nu, la Florești, fiind drumul mai drept, e mai ușor, e mai așa. Dar oamenii, ai bine, nimeni nu-i mulțumit, că la mine vine și mi-aduce în poartă, că de ce mă căra de aici, că șanțul e așa, că... Dar nu știu. Astea sunt discuții inutile acum, efectiv inutile. Nu să punem la vot? Nu sunt inutile, pentru că domnul secretar trebuie să știe acolo și scrie și domnul primar. Adică e inutile. E responsabilitatea celui care semnează încheierea contractului și este responsabilitatea comisiei care face recepția. Exact. Gata. Discuțiile și mulțumirile oamenilor au survenit cu toate problemelor care au fost. Când au venit, au fost rezolvate la fiecare. Noi care dăm un vot de consilier, pe la noi, primarul își asumă rolul. Își asumă rolul că semnează un contract și clauzele contractului. Comisia de recepție își asumă apropo, doamna, după ultima intervenție la S, domnul de la Mare, de la Florești, era impracticabil. Ați trecut cu vâncăricior de copii să vedeți dacă se poate să duci unul care stă ultima dată în partea asta, la altă, că era, ziceai că-i... Orice ar fi, și orice ar fi, și orice ar fi, își lua omul căriciorul în brață și ca să ajungă cu copilul acasă. Să fim serioși. Dacă ar fi asfalt, așa ai zis, dar dacă nu sunt de copii sau fără de copii... La rectificare! Discutasem cu domnul primar și eu și tinerii de la Florești pentru suplimentarea pentru terenul de formă. Și pentru biserici au mai controlit. Momentan nu s-a văzut nimic. Dar nu este, este rectificare de buget, nu mai de situație de urgență. Și-a fost mai mult. Să nu este la generală. Da. Încă nu ne-au dat banii acolo. Sau cum mai luăm noi de unde rămâne. Dar nu mai e. Da. Cu propunerea de a vota în bloc fiecare, toate celelalte proiecte de hotărâri, pentru că toate vizează același lucru, la școală să lăsăm separat, deci da. Pentru decontare... O singură persoană specifică. Da, păi atâta a fost în activitate. La, pentru decontarea transportului pe mijloacele de transport de la școală, pentru personalul de la școală, este cineva împotrivă? Nu. Deci toți pentru. Iar la astea, la alte proiecte, șase proiecte, vreți să le supunem pe fiecare în parte? Okay, e același lucru. Să nu mai citim
Citesc doar proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1000 de metri pătrați, identificat cu numerele cadastrale, cele 6 numere, înscris în cărțile funciare, situat în sat Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău, în favoarea proprietarului construcției. Cele 6 nume, citești Manase, Eduard Ionel, Stamate Paul, Avram Nicolae, Cernat Costel, Copa Costel și Paraspanu Ioana Mădălina. Înainte să trecem la vot, pentru a avea finalitate cu ceea ce s-a hotărât anterior, în sensul că acești cetățeni, ca să-și poată finaliza când e proprietar, să poată să meargă la notariat, să încheie actul de vânzare, cumpărare cu primăria, ar trebui ca noi, Consiliul Local, să emitim o hotărâre prin care împuternicim primarul Oate, comuna Scorțeni, să poată să semneze respectivul contract. Dacă este hotărârea, e foarte bine. Dacă nu este, niciun notar nu o să-i facă. Nu, 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 eu n-am văzut-o, dar dacă este... Pentru cei 6, e cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci tot sunt pe. Da, da, pe. Și... am ajuns și la rubrica diverse. Dacă este... Dacă vreți, scrie la articolul 5, se împuternicește primarul Comunei Scorțeni în calitate de ordonator de credit. Da, pentru fiecare proiect de hotărâre. La ce la referiți? La dacă are primarul putere. Ce ai spus mai înainte? E cu ducerea la referiție. Nu acolo. Și împuternicește primarul? Nu acolo. Da, vă obiți în cap. Chiar în proiect. Chiar în proiect. Este foarte bine. Da. L-am desfugat. La diverse, haideți. Să scrie, are cineva să scrie? Hai să o luăm. Ondu? Rotariu? Zanserescu? Franț? Franț? Cernat? Cernat? Bacileu. Și altcineva? Cică. Și eu, dacă ce. Vedeți dumneavoastră că acum revin la chestia asta. Scrie cu aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se împuternicește primarul Comunei Scorțeni în calitate de ordonator de credite. Împuternicirea nu este cum trebuie. El trebuie să fie împuternicit să poată să semneze contractele de vânzare-cumpărare. Da, de asta l-am zis că n-am văzut. Adică să nu se ducă omul la notariat și să-i spună notarul știți că mai trebuie o hotărâre. A trecut jumătate de an, mai bine, cred, când suntem în funcții. Vreau să știu și eu situația despre, să zicem, asfaltarea mult așteptată la comune, în urma situațiilor de urgență, parcă a fost, în ce stadiu este. Domnul primar așteaptă răspunsul, v-am dat în stat de paliște. Răspunsul la ce? La asfaltare. Canalizare, asfaltare. Documentația, da. Documentația este trimisă, răspunsul nu s-a dat nimic. Nu am primit nimic. Păi, s-auzea în comună că deja s-a semnat actele de finanțare, de documentele de finanțare. Eu deocamdată nu știu nimic în acest sens. Dacă domnul secretar sau doamna contabilă știe ceva, s-a semnat nici un contract de finanțare. Eu nu știu să fi semnat ceva. Se împlinează la documentație, chiar ieri, domnul secretar, deci colegul care a venit proiectul de la București cu alimentare cu apă, iar din câte știu eu, pentru modernizare drumuri s-a încheiat un contract cu o firmă care lucrează la procedura de pentru a scoate la licitație la modernizare drumuri. Pentru ca să organizeze licitația și să o depunem la București la CNI. Da, încă o întrebare ca să știe și lumea. După obținerea... Da. După consultanță. După consultanță, adică...
Este din consultanță, nu mi-e vedea. Este o firmă care lucrează pentru procedura de licitație. Da, nu am... Lăsați-mi o după licitație. După licitație. Aveți experiențe poate mai vaste. Cât mai durează până la intrarea proiectului în lucrări? Toată lumea zice, băi, cât e asfaltarea asta, cât durează? Am semnat și ne apucăm de lucrări. Vreau să se audă, să... cine poate să-mi răspund, dacă puteți, doamna primar? Cât mai durează... După câte am văzut la televizor, după durează licitații, le bănuiesc că mai... Nu, după licitații. După licitații. S-a dat o ordonanță ieri de urgență, prin care orice societate care contestă procedura prin care s-a desemnat o firmă câștigătoare, i s-a mărit coeficientul de... Nu, că ca să depui contestații trebuie să plătești niște taxe, 2%, 5%. Da, s-a mărit, dar cel care a fost declarat adjudecat începe lucrările, nu se mai așteaptă finalizarea tuturor contestațiilor. Vă răspunde o oarecare măsură, nu am dat de datele. Dacă lucrarea este proiectare cu execuție, mai întâi trebuie făcută proiectarea pentru execuția. Dacă este proiectarea deja făcută, termenele se scurtează. Oricum ar fi în cadrul procedurii de atribuire pe SICAP, care va fi încărcată, va fi un termen de execuție, care este stabilit în funcție de necesitatea lucrărilor. Cred că poate fi mai mare de un an jumătate după... Deci noi dacă obținem anul ăsta, la sfârșitul anului, licitația și asta, deci s-ar putea nici la anul să nu avem asfalt pe anul ca sigur. Părerea mea este mai mult ca sigur că nici la anul. Depinde foarte mult de constructor, depinde foarte mult... Foarte multă lume zice că, băi, dar cât ce înseamnă și... nu sunteți în stare, nu faceți nimic, nu... Deci am vrut să vadă lumea, așa, resursele noastre de cunoștințe, unde duce un proiect, de la proiect până la finalizarea proiectului. Ce am puțin un an, un an jumătate de timp. Dacă proiectul, dacă el deja este făcută proiectarea, este foarte simplu. Deci eu tind să cred că până la urmă o să ieșim și din acest mandat, și noi ăștia mai vechi și cei mai tineri, și nu o să fie asfaltare. Și iar o să o luăm. Să n-avem așa. Să făceam o campanie electorală. Ce mare e ce poate la nu cred. Eu cred că va fi asfalt. Da. Hai, să mă dați următor. Am o întrebare pentru doamna vice. Cetățenii din Grigoreni s-au plâns că le-a sunat un luc. Da, bine, că ai pus problema. Au venit câțiva cetățeni care au vaci, inclusiv cu cei au rasă, care are ferma de vaci, 20 și ceva mețe de vaci. Când nu este un lucru, aici cu un cobor grigoreni. Exact, nu știu cum se cheamă, dealul, nu știu cui. Și aici fiind trei. Unul fiind din ciment, încă unul de fier, ce am zis ăla care se poate lua, să le iei să-l duc acolo. Și l-au luat și l-au dus acolo ca să aibă și ceilalți. De ce să stea trei aici? Că au plătit ei, că nu... Până la urmă este tot la ei în sat, este tot la ei în comună și asta este. Era mult mai simplu să-ți făcut unul din ciment sau să-ți făcut altă soluție? Unul din ciment, poate nu știi că s-au scumpit foarte mult material de construcție și cine să-l facă, cine să vină, unde să te duci. Dacă tot erau trei, aici sunt 14... Mă las să vorbesc. Aici sunt 14 vaci, atâta cu două uluci. Simplu, acolo sunt peste 20 de vaci. Și nu știu câte oi au, cred că 1000 de oi. Eu vă înțeleg, dar cel care are 1000 de oi și 20 de vaci, aia este o persoană juridică, poate să-și amenajeze, să-și facă... Dar acolo mai vin și vacile celorlalte, deci deja... Deci eu am considerat de bine chestia asta și am făcut-o... Păi da, dar i-ați consultat pe cetățenii de aici. Eu am întrebat pe unul pe altul, dar nu știu care sunt, care tot au. Dacă știți că sunt 14 vaci, vorbesc că știți... Da, dacă vrei să spui nominal, de ce nu se plâng? Cu bălăriile unde iau... Exact, terenul nu este, dacă iau așa, să mai am întrebat că nu-și va prea. Eu vă înțeleg. Și se împătrăiește în cel mai scurt timp islază. De ce nu se plâng din asta? Discutam despre... Iar cei care păzesc vacile mai mult stau prin grădinile oamenilor. Nu este problema noastră. Păi, nu, problema ta. Este problema aceasta care...
Consiliul a hotărât chestia asta, împreună cu câțiva oameni. Asta e și desigur opțiuni. De ce să fii la 14 vași 3 uluci dacă ceilalți nu au? Că sunt, că sunt și de ăștia particulari, că sunt și de particulari, sunt care au și cai, care au... Am dus acolo lucru și asta am încheiat povestea. Dar mai sunt uluci izlați, nu este folosit de către oameni din Grigoreț? Unde, unde mai sunt? Peste Jalul la Vale. Sunt, nu știu, nu știu, n-am luat toate de acolo, ei mi-au zis că nu este. Pe viitor ar trebui să ne consultați. Și pe noi, dar mai mult pe cetățenii care ne folosesc. Deci pe cetățenii am vorbit cu doamna care păzești, am mai vorbit cu doi, au fost de acord, au fost nimic, ceilalți se vreau să facă să vină la mine personal să plecă. Și atât. O altă chestiune, aș ruga să verificați tot sistemul de iluminat, cel puțin din satul. Am vorbit cu firma și ieri am vorbit și alaltă, au venit deja și au făcut ăștia de la EON, au venit cu curent de electric de aici. Eu ca dată zis săptămâna asta n-au timp, au alte lucrări, nu știu pe unde, pe la Vale. O parte sunt în concediu și au zis să vin săptămâna viitoare. Bun. Să vină săptămâna viitoare și să aprinde toate becurile din sat, să le schimbe. Ne-am spus și dacă trecut când au fost, au aprins, acum s-au mai așa și la Polești, am înțeles, asta este discutat cu problema. N-au luat nimic în concediu și au zis că încearcă să ajungă săptămâna viitoare. Să facă tot posibilul ca să nu... Da, în privința asta au făcut tot o fost, tot a fost la... Mai avea o problemă eu de așa intervenit. Terenul de fotbal de la Florești. Cât durează să mai... Nu suntem în stare să ne hotărâm 3 zile utilajele primăriei, să cărăm pământul care este decărat, să ne apucăm de lucrare, doamna primar. S-a întâmplat de pământ să mai cărăm acolo. Păi mai trebuie să avem de unde. Ba, dar uite-te, s-a început în spatele porții de acolo, chiar de pe locul ăla, putem căra, chiar de-i balastru și asta. El se tasează. Este domnul de acolo, domnul Sotricanu a zis că trebuie pământ curat, pământ bun. Așa, trebuie de 60, poate de zis. Trebuie o umbultură, o nivelare, practic, o umbultură de pământ de vreo 60, poate de jos. Putem face un contract cu ăștia de la umbultură și aducem de ăla de acolo. Deci în spatele ăsta este un delușor de acolo, de unde se poate îndrepta. Haideți să terminăm 2-3 zile, că ne lungim, ne prinde iarna iarăși, o lucrare care... Vine iarna, pare nu putem cheltuiți până atunci, nu putem de apucat de treabă lui. Până să fie sunt mai mică, dacă nu plouă, nu sunt mari să spală, nu vii ia pământ, dacă ajunge pe... Păi acolo, ca să faci 60, ar trebui găluțul la... Este, este, unde s-au apucat de acolo, hai de unde să iei, să ducem, să terminăm. Am nivelat, să putem... Trebuie să și păsească izlază ceilalți care l-au din mine. Nu treaba nu, nu-i treaba noastră asta, problema lor. Haideți să terminăm o dată pe... Dacă ne apucăm de lucrarea de asta și o ducem 3 ani de zile, în jar, te facem să mai putem să așa. Poate vedea că mai este, mai trebuie destul de mult. Adică nu e o chestie de trebuie posit acolo, iată asta, să nu putem, nu spune de asta, nu-i problemă. Este mai trebuie încă 5 metri, 10 metri, puneți piste, nu-i problemă. Este nevoie de pământ, vă dau și eu. Cum? În partea asta... Este nevoie de pământ. Ai de pământ? Să bătea azi, uite, mai luam și de la el. Am zis și cu la trecută. I-am mai dat soluții, domnule primar, dar văd că luăm de acolo și nu știu dacă trebuie luăm și la alții. Nu, luat de la alții, nu ești de acolo. Tot așteptăm. Așteptăm. Haideți să ne apucăm 2 zile, 3 zile să ne ținem de acea lucrare să terminăm. Suntem, facem 2 basculeați, facem și 2 mânturi. Da, Zanțelescu. Da, vreau să întreb doamna viceprimar, nu știu dacă are cunoștință. Aducțiunea de apă care s-a vehiculat să racordeze, cum o știți ceva? Nu, nu tot la fel ca și cu asta. Problema este că am fost eu la telefon, am luat avizul de la Agenția asta Națională de Bunătățiri Funciare și a fost transferat la CRAP. Acolo doamna de pe turnui, cum știi toată lumea, doamna august este un loc. Este lăsat, așteptăm să vedem săptămâna viitoare la 10 septembrie, doamna Grei Curtichea. Și atunci o să vă comunicăm oficial. Eu personal am fost, am luat ca biroul de drumul de la Sărata, că o scos din parcă. Dar avizul pentru acordare sau ce? De la ANIF. ANIF scoate terenul din domeniul public sau privat, ca să poată să treacă conducta, pentru că dacă ești în mână de funcționare, sunt o vreodată de regulă. Nu să știți că te toare capul cu chiar de zi, trebuie să stai după ei. Poate nu te-au voie să vezi câte regulă. Regulă, să vedem ce ne recomandă Direcția Agricolă, Cravo și Consiliul Județean. Ei ne-l faceți pasul ăsta, l-am făcut. În 2 luni au dat o hârtie de 1x4 care spune să acord la vizită. Așteptăm următorul pas. Așteptăm, vine toamnă.
Da, s-o faceți public, adică să știe și oameni care sunt procedurile. Nu, este de, așa de, bă, de ce să... Este depus la CRAP. Și mai trebuie făcut pașii care... Luna august este o lună moartă generală de concedii. Vine septembrie să vedem ce răspunsul. Nu, acum am făcut, dar care trebuie să se trebuie, mai departe să așteptăm pașii următori. Așa, așa. Eu știu să ce e să arăt. Hai, cunoștință-mă, hai să rezolvăm, mai să facem. Acum să vedem care mai am înțeles. Mai am o întrebare. Acolo de unde s-a săpat și s-a băgat conducta pentru strugari de apă, am înțeles că s-a întins o pamplică, s-a întins o, nu știu, chestie reflectorizată pe lungimea izlațului. Știi cineva ce rol are sau pentru ce este întins, să știți, să aveți conștiință? Nu. Au întins-o cei care cu conductă, probabil ca să iese în evidență, să vadă, să știe că acolo... Nu, da, deci că banda aia este întinsă pe lungimea izlațului până trece, nu știu, ajunge cu la tine. De acolo. Am văzut banda, dar... Da. Nu, zic, de asta am să știi cineva despre ce... Probabil ce... pentru identificare, în momentul în care o să vină la recepție. Când a fost închisă? Nu, nu, dar acolo este... Au închis-o ei, ei au pus-o cu... Pământul fiind rea, nu trebuie să-l trage, până să-l spasează? Nu, 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 ea e de plastic, e subțire, e... Da, dar și antruții care au fost făcuți, știi? Și pământul automat... Nu, nu, eu mă refer pe lungimea părăului, n-am treabă cu ce s-a săpat... Pistii părău sau... Nu, 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 deci se merge pe trei scorțeni, lesatul scorțeni de la... Între părău și drum? Sau... Pe izlaz, este pe izlaz, chiar pe izlaz este. Banda pleacă de la unii lăsate capetele alea de furtuni, unii se face acordurile, este o bandă dusă pe izlaz. Întrebau cetățenii, crescători de animale, au fir acolo care au întins pentru... Știți ce se întâmplă? Și... Nu știu dacă asta este sau nu. Ei mai trebuie să racordeze, să aducă energie electrică acolo. Și e posibil să fie traseul... Pe izlaz? Energie electrică, nu știu să vă zic, da? Păi da, nu, întrebam că întrebam. Nu știu de ce o întins banda aia. Sigur pentru identificarea conductei. Da, da. Deci banda aia avea un rol, avea un scop. Spuneau oamenii că s-au speriat animalele, s-au sărit din grădinte acolo. Banda aia, nu știu. Aaa, da. Da, vă v-am întrebat ceva? Nu. Deci atunci ce vă... Băgați-o sau. Nu vreau că picai perimetru, ca să trebuie. Deci de la podul... Vacilor. Tabăra, cum se spune, cum se spunea odată, când era tabăra de vaci, spre satul Scorțeni, pe lungimea cărăului, scus până la Bebi, sau dincolo de Bebi Cernat, da. Sau Marian, e o bandă în care eu am văzut-o din stradă. Nu mai știu dacă mai este, cu oamenii cred că au și strânsă de acolo. Loc pentru atelitate. Ați fost chiar și banda trecut. Da? Cine? Mai departe? Altă întrebare? Franța, da! Vreau să-mi vedeți, doamna Vince, când vin cei de la, de la iluminatul public, la cruce la cimitir, la Florin, să lasă o, o bandă. Da, știam. Dacă știam, o poate să o schimbe. Știam, da. Și acum, cu cei de la drumul care adună cu noi, acum marți iar am văzut că aveau toate domnilor în vinile, adună de la Moniești, dacă o le aduc la noi, și ne încărcăm noi ca primărie cu greutatea lor de gumă. Ce să faci? Spune-mi și tu. Ei plătesc, am înțeles că dacă ar plăti la un tonaj ceva, nu știu cum se facă plata, ei plătesc la numărul de cât sunt acolo, de angajați. Și deja le convine să facă cu gumare peste tot. Noi ne încărcăm acolo cu gumare, dar nu trebuie să ne reprezenta. Se ridică gumare, să vadă calitatea. Măi, că am înțeles să fie sigur, că la măgire. Când se duce cu colectarea gunoiului, polițistul local se duce și însoțește mașina și pentru că acolo se face colectare selectivă. Și prin un sondaj, deci, cum se numește, controlează... Am început și noi un proiect pilot pe Florici, pentru că sunt mai puțin, fiind cel mai mic sat. Am dat din casă în casă cu domnul polițist săptămâna trecută saci pentru gunoi selectiv. Da. Acei saci, stai așa, acei saci, deci am fost din poartă în poartă la fiecare familie, acei saci nu se vor da la gunoi, la rompres, le-am spus la oameni, va veni mașina primăriei,
cu 1-2, cu care o să fie, încărcăm, cântărim, vedem, ca să scădem de acolo. Să vedem dacă merge selectivul. Dacă merge selectivul, intră și cel la dezăție. Eu am fost și am dat la fiecare familie. Ce ați omis să ne mai ziceți oamenilor, în toată Florești, ca să nu mai, la adunarea generală, când vine mașina de la Romprest, să nu mai pună în container de la și bidoane și... Eu le-am spus. Deci dacă odată, asta, doar nu sunt, sunt copii din grădiniță, dacă eu le-am adus saci. Poate containere, le rog bine cu bidoane, după ce ați împărțit... Eu ce să le fac? Păi, dar dacă eu le-am zis personal, aici puneți bidoane, cutii de bere și cartoane, nu le mai dați dincolo, nici nu mai le-astea, saci ăștia doi, că am primit ori să dăm câte un singur sac de familie și i-am dat câte doi, numai la care a fost un singur bătrân am dat câte un sac, așa? Păi, dar mai mult ce vrei să-mi scriu, dacă ei nu înțeleg și nu eu ce să le fac. Doamna Vici, știți ce ar mai fi ca să le asigurăm toate condițiile? Cel puțin pe satul lui Goreț, sunt mai sunt persoane care nu au pe perioană. Și am mai avut discuția asta. Nu, am făcut cele de 3 luni. Nu sunt, au venit 2000 din tot județul. Ați făcut cele la Consiliul Județean? Da. Deci este registrată. Am făcut de 69 sau de 59, ca să nu fie număr fix. Nu au fost decât 2000 din tot județul și au dat la comunii. Și atunci faceți-le adresă, plătim de cât o meroane avem. Păi nu, da. Cred că Tomeroane, cred că Tomeroane sunt total. Am vorbit personal cu directorul, personal am vorbit cu directorul după ce am făcut cererea și asta. Personal. Acum au zis că s-ar putea doar dacă cei care nu au Tomeroane să vină la mine cu cerere când au Tomeroane, numele, prenumele și așa. Și acum au zis că ei au o listă să vadă dacă este adevărat ceea ce spun eu sau nu. Cei care nu au să facă separat cerere. Eu am făcut o adresă. Ne-a spus, avem nevoie de tomberoane, în mare, da? Ei au răspuns așa, solicitarea nu se face direct de către noi. Dumneavoastră face solicitarea la primărie, da? Primăria face la Consiliul Județean, Consiliul Județean aprobă câte tomberoane se dau și dă directivă Rompres, deci, nu se ne și la Rompres și la... Păi degeaba mergem la Rompres, asta vă zic, trebuie să mergem la Consiliul Județean. Să mai facem la Consiliul din nou, iar. Da. Eu vă pot pune la dispoziție și adresa răspunsul Rompresului, ca să vă numiți, să vă transmit pe e-mail. Selectivul cine face? Selectivul încărcăm noi cu mașina. Maria, încărcăm, cântărim. I-am anunțat pe ea, încărcăm cu 15. Și după aceea se scădem de cei care spune că sunt kilogramele tone, nu știu câte zeci de mii de tone. Da. Mai ai ceva, Franț? Nu s-a luat o hotărâre cu ce a zis Dani. Ce se poate face cu... Cu cei de la am vorbit, am discutat și trecem mai departe. Trebuie să hotărâm, să duce polițistul local în ziua asta ridică, să vedem ce... Da, ăsta cum îl cheamă? Cei de la drumuri naționale au contract separat. Da, au contract separat. Contează, au pivoton cu noi, menajer. La drumuri naționale au contract separat. Nu se neapără. Nu se neapără. Nu se neapără. Nu se neapără. Păi, trebuie, dacă discutăm ceva, haideți să luăm și o hotărâre. Deci, atunci, în fiecare miercuri dimineață, cu tomberoane, ai ales? Fură. N-am cum să fac dacă am văzut ceasă. Băi, îmi spune dimineața. Dar am văzut cum i-am pus seara, sau de dimineață le-au făcut. Deci, după ce le-au luat, după ce le-au descărcat, după ce le-au luat, erau la zi dimineață, erau plini. De la Europa Națională vine și strânge cu noi din parcări, îl pun în sac, au sediu la Florești, decât să ducă să-l ducă la altă parte, îl pun în tomberon și scăpa de el. Da, dar din cărbunii cu tone de care îi plătim. Dar am zis, dar tomberoane mari mai aveți? Nu. Dar mai fi nevoie. Am solicitat și eu, nu știu. Dani, mai ai ceva? Nu. Bine. Doamne. Cu șapte, trebuie făcut ceva asta. La... Ai văzut că am venit ai văzut? Dar trebuie să ne punem la... de a făcut ceva, ori amendat, ori venit cu... Nu, eu am zis să venim noi cu multor, să vedem, să punem, să-l facem noi și după aceea să vedem. Dacă rămâne tot și care are să învață tot, să-l facem noi, să-l facem noi, nu știu. Nu, dar podul care e în fondaș, nu vrem să-l răspunde, rupt. Exact. Dar ceva ce se face. Păi nu mai e podul dacă nu-i nici nu. Păi da, păi asta vreau să... Trebuie făcut ceva. Trebuie făcut ceva. Odată ce încep cu toți cu ceilalți, trebuie să fie da. Care să urmezi legea, nu? Să urmezi... Da, și unde a fost șansă, să fie șansă. Păi este șansă. Unde a fost șansă, să fie șansă. Corect. Pe la
Poate podul să fie disfundat în un capace, nu nimic. Capace prostii și asta. Apa trebuie dirijată, că altfel podul trebuie să circule apa pe sub el, să aibă lângătură și că asta trebuie făcut. Pentru că intră în drum, aduce mizerie în drum, aduce toate WC-urile, dejecții, îți produce acoplanare, mai bine și o mașină piste noi, îți sare pe casă, sare pe garaj, îți sare în geamuri, nu știu. Asta vă recomand să vă faceți asigurări. Și atunci asigurări, nu faceți asigurări. Să știți, fără de șanță, nu asigurări. Să vedem ce hotărâm acum, prin doar cumva, dar pentru că trebuie ceva cu chestia asta. Da, trebuie să avem soluția, memoria s-a pus în casă. Da, și după aia avem de vedere ca să și-l întrețin, dar la anul să facă tot, dacă nu așa. Dar poate, cu ocazia asta a putut transporta și pământ la fără de spune în șanță. Corect, uite, o soluție eficientă. Chiar ar trebui din mâine început. Cică. Vreau să vă reamintesc, am tot cel abonament de încă nu am primit nimic, cred că ea facă ședință de când o zic. Nu se respectă deloc legea. Cerințele de la o ședință la alta ar trebui rezolvate. Noi stăm de la 3-4 ședințe, poate să treacă chiar un an. Bine, că au și trecut și de la alte cerințe. Apoi, planul anual de achiziții publice, APU-ul ăla, care v-am zis și turată. Ăla nu se supune la vot în Consiliul Local? Eu așa știu. După aprobarea bugetului, la 30 zile trebuie aprobat. Este aprobare? Când e la fel achiziții? Nici tura trecută n-a fost. Deci, tu vrei ca să... Programul de achiziții publice, da? Normal, la începutul anului, să vină cu buget. Da. Și cu acel format de program, dar nu îți explică, pur și simplu, regulamentul de achiziții publice, ăla care l-am votat noi, da? Apoi, în 30 zile după aprobarea bugetului, să facem programul anual de achiziții publice, APU, care practic este pus pe site-ul primăriei, da? Foaia respectivă, care este semnată de domnul primar, doamna contabilă și probabil de domnul Niță, aia trebuia să treacă prima oară prin fața Consiliului Local. Eu așa știu, domnul secretar, acum, dacă nu este așa, contraziceți în opinia. Nu pot niciodată, n-am știut. Noi, anul ăsta, că discuția asta am avut eu. Programul ăsta nu a fost adus în Consiliul Local spre aprobare. Nu, eu discuția asta am avut-o prima dată, am întrebat din ce să mai plătesc firme de consultanță, dacă este cineva de achiziții. Și... Realizarea cum? Din ce știu eu, ce fac comunii din împrejurul nostru, au început din mers. Au supus deja spre aprobare pentru reactualizarea cuvântului. Ăsta se face când vrea primăria sau când vrea primăria? Problema, după cât eu cunosc eu, parcă era pentru reactualizare, sunt 2022. Parcă după discuțiile am trecut-o primar. Noi suntem dintre ultimele care... Da, care... Am înțeles cu doamna Vințitor, știi că sunt mai mult problema asta. Dacă vine electrificarea de buget, să vedem... Doar, da, am fost doamna autobuz care știe că ce este 200-300 de milioane să duce. Da, și ce, la un buget de autobuz? Dar acum trebuie... O problemă mare. Băiatul care face și a făcut chestia asta, au venit, am vorbit, am zis că suntem de acord, el deja au făcut denumerii și locuri, dar nu vede să mai departe că nu l-am plătit. Când va veni și va face, poate noi mai știm, o să ne desim cu realitatea făcută deja. Doamna Vici, atenți, aveți helmetul execută lucrarea sau trecem la helmetul execută lucrarea? Ai zis-o, da. Helmetul execută lucrarea? Da. Sorin, cu... Am înțeles. Dar știu că i-am spus să te consulte cu chestia. Pentru că a zis că face gratis, de aia am întrebat. Face gratis denumirea la străși, umblă el pe uliți. Am umblat eu prin Sfărțeni și așa. Dar ca să facă gratis, să o treacă și să o ducă la prefectură și să o treacă în calculator și să o pună, nimeni nu se face gratis. Am vorbit deja cu primarul, a venit la noi, o zis că este de acord. El a făcut deja, a umblat prin Vigoreni, a vorbit cu oameni, a trecut străzile, denumirile, pe la Stejarul, pe la așa, dar atât. Actele cu străzile le are, denumirile, dar nu
mers mai departe cu ele ca să facem programul. Pentru că nu sunt bani. Suma care o cer, dar să merg. În jur de 200 de milioane, am înțeles. 100 și ceva, 200 de milioane. Când se face reactualizarea cuburii, să se extindă cât mai mult posibil cu porțiune. Ai un procentaj, da. El oricum e nou, știi chestiile astea? Nu știu, știi, nu știi, pentru că terenuri nu sunt, sunt care vor să facă casă, că sunt, da, sau să cumpere. Nu avem teren intragelat. Cine are o zonă inundabilă, oriceva. Sunt o grămadă de porțiuni de teren, care aici este o casă, lângă el e extragelat. Exact, trebuie extins pe cât posibil ca să dăm posibilitatea celor care vor să-și construiască o căsuță să poată să o facă. Da. Din aspectul ăsta, previn la discuția vechea discuției, în Grigore, este teren. S-a intablat slazul pe extravilan, a rămas partea de intravilan. Dacă, prin bunăvoința dumneavoastră, sunteți de acord, putem face 2-3 locuri pe care rezultă din parcelarea respectivă. Și ne putem scoate la licitație ca cei care doresc să-și facă locuințe, să-și le facă. Să terminăm cu cubul întâi, să vedem ce intră, ce... Păi nu, da. Ca să poată fi anunțat. Dar de ce să-i amânăm? De ce să-i amânăm? Da, de ce să-i amânăm? Când situația este clară. Ca să află tot cum ne-ați facă rostipat, să află numai noi trebuie. Da, aflăm la Vici, că doar să facem licitație publică, nu facem... Și dăm cu care e legea cu izlazul, deci izlazul, nu ne putem apropia exact, așa... Deci ne putem apropia, dacă vrem, putem face orice. Bună voință trebuie să avem. Izlazul este intabulat, este pe extravilan. Partea de intravilan n-am putut-o intabula. Ce poate e intabulat? N-are importanță una sau alta. Am spus dacă... că ca izlazul tot e intabulat de timpul domnului Ierac, de când a avut contractul. Da, eu vă spun că în zona fermă este teren. Da. Se poate da. Altă problemă ar fi, s-a avut zvonul, doamna Vice, de cardurile bătrânilor, cu cei care livrează alimente, că le-au luat, că nu le-au mai adus alimente. Nu, nu, asta a fost înainte de a-mi lua eu obligația. Acum le-au adus, interesează, am primit telefoane sau sunt foarte mulțumiți. Deci eu am luat legătura nu cu Bacou, care a fost, care vindea, care a pierdut o grămadă de carduri, pinuri, am dat telefoane pe la București de două zile continuu. Le-am dus la domnul, cum îl cheamă, domnul de la Zeneș. Vasilioș. Așa, Vasilioș, le-au adus deja pe două luni. Acum, în iulie, s-a terminat programul. Câți bani au mai intrat și care mai au bani? Au mai venit deja după ce le-am dus eu. Urmează să le aducă. Am înțeles. Da, să știi că am primit foarte multe telefoane, mai ales din Râmbaieche, din Certeș și din Grigoreni, din Mulțumire. Scorțenii mai puțin. Dar problema este că sunt trei carduri pierdute, care, deci, o doamnă din deci de sus, de la Bogdănești, și două din la noi, doamna Zanfirescu și Marcica Tudorache, care le-au pierdut cardurile și n-au primit nimic, absolut nimic. Și acum am dat telefoane să vedem, poate până, că programul este valabil până în 2022, dar din iulie nu s-au mai emis carduri și nu s-au mai, s-au încheiat în iulie. Dar au zis că până în 2022 caută să le aduc ca să iei și ei ceva. Foarte. Ăștia trei cu cardurile pierdute, care n-au luat absolut nimic. Atât. Alte probleme? Problema cu apartamentul la bloc, o discuție, deci apartamentul la bloc putea să fie la casă. Apartamentul primării, plouă în el, pe la becuri și nu știu pe unde. S-au pus ligheni în ele, trebuie să facem o comisie, să vină domnul primar să vedem, ca să constatăm despre ce este vorba și eu inițiez un proiect luna viitoare, ca să ne apucăm să reparăm. Dacă e vorba de acoperiș, de consolă, de e băgat să se strice. Până una, la primărie și una, poate să urmă cu totul. Automat de la vânt, s-a trebuit comisie, că degeaba mă duc eu, eu știu când e plouă, s-au pus ligheni, eu ce să fac? Dar nu ligheni, cu spumă, ceva de cu sus, ligheni. Trebuie văzut, prima dată. Ce să mi-a comisie să mă duc? Poți să știi că acolo, faci comisie, trebuie. Nu, faci comisie, pentru că așa ceva. Să vadă, să nu uităm, să vedem. Dacă v-am dat plouă, dumneavoastră vreți să se facă acoperișul sau ce doriți să faceți? Nu, trebuie văzut pe unde plouă. Dacă plouă prin acoperiș, trebuie să facem acoperișul, e clar, nu? Dacă plouă prin la consolă sau știu eu, că plouă prin la consolă. Pe la consolă, trebuie să pun, dar automat intră pe partea. Deci plouă pe la D și în alte părți, în alte plouă. Nu știu pe unde. Păi, cum vedea la față. Trebuie cum știu să ocupă dintre țineri ceva. Cine se ocupă dintre țineri?
Acum vreau să fac optarea în paralel cu să fac asociații la bloc, ca să fie cineva să se ocupe într-adevăr și de scară, și de bloc, și de găini, și de rață, și de iarbă. Am făcut o leacă, pus o leacă de carton, ceva, să nu mai ploaie, până să l-a luat. Probabil și silicon, trebuie să-i dat și... Bună, pe multe, pe multe. Trebuie văzut, trebuie o comisie, trebuie văzut. Măi, dar dacă îi boteza cu Iulian și el îi... Cine-i boteza? Dar alte discuții, nimai trebuie o parte. Foarte clar, în ședința ori.